Carnea de porc s-ar putea scumpi. Reprezentanții patronatului întreprinderilor de prelucrare a cărnii bat alarma și spun că duc lipsă de materie primă. Deficit care va duce într-un final la majorarea prețurilor. Ei spun că pentru a evita o astfel de situație este nevoie de intervenția autorităților și cer facilități fiscale, precum majorarea cotei de 5.500 de tone importate fără taxe vamale. Ultimii 2 ani au fost destul de complicați pentru fermierii care s-au ocupat de creșterea porcilor. Doar în acest an, potrivit ANSA, peste 330 de animale au fost nimicite după ce s-au infectat cu pesta porcină africană, în timp ce anul trecut peste 30.000 de porci domestici s-au îmbolnăvit. Acest lucru a afectat mult piața de desfacere autohtonă. Potrivit patronatului întreprinderilor de prelucrare a cărnii, cantitatea materiei prime locale a scăzut, pe când prețurile au crescut din cauza deficitului. Asta ar însemna că în viitorul apropiat, prețul la carnea de porc congelată ar putea crește cu circa 25 de lei kilogramul, adică de la 77 de lei la aproximativ 96 de lei per kilogram cu TVA inclus. Scumpirea va atinge și produsele finite din carne. Из-за того, что есть дефицит сырья, они как бы, ну, поднимают цену. Местной свинины нет, не существует. Это еще большая проблема именно с частями для переработки. Нет свежей, а части для переработки, имеется в виду замороженные, лопатка, шея, крейка и так далее. Да, то есть Молдова всегда ее не производила, и это было, ну, всегда было практически 100% был импорт. Săptămâna trecută, membrii patronatului, care reunesc cei mai mari importatori și procesatori de carne, au avut o ședință cu premierul și miniștrii. Deși nu s-a ajuns la acțiuni clare, li s-a promis că problema va fi rezolvată. Solicitarea întreprinderilor de prelucrare a cărnii a fost să se renunțe la taxele vamale achitate de ei la importul cărnii, dar și majorarea cotei de 5.500 de tone este cantitatea de carne de porc congelată pe care țara noastră o poate importa fără taxe vamale, conform acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. De obicei, până la sfârșitul verii, această cotă se epuizează. Потребители вынуждены покупать свинину по завышенным ценам. Но для сравнения мы берем цены без НДС, да, то есть немцы платят 2,5 евро, мы платим сейчас 4. Но я считаю, что это ненормально. Что молдавский потребитель должен переплачивать 1,5 евро за килограмм свинины. И мы просто просим, дайте нам доступ к рынку сырья. Da, по рыночной цене. Subiectul a fost discutat astăzi și la conferința de presă a ministrului agriculturii. Totuși, Vladimir Bolea a dat de înțeles că ministerul va căuta alte soluții prin reanalizarea sistemului de subvenționare și redirecționarea lui spre alte dimensiuni, precum procesarea. Paradoxal, noi avem materie primă care stă la baza furajării animalelor, porumbul și grâul, și în același timp noi observăm că importăm carne și am avut vineri întâlniri cu procesatorii de carne că vor să scoatem taxele vamale la importul de carne, vor scoatem taxe vamale la importul de unt, că noi nu avem dezvoltată zootehnia. Și noi avem materie primă de calitate bună, la niște prețuri foarte mici. Datele oficiale arată că în primele 7 luni ale acestui an, prețul la carne, preparate și conserve din carne a crescut cu 0,78%, adică mult sub nivelul mediului al prețurilor de consum.